Repicarea resadurilor se face la 20-30 de zile după semănatul semințelor. Răsadul este gata de repicat în momentul în care poate fi manevrat fără riscul de a se rupe în timpul operațiunilor. Când se repică, este bine ca acestea să aibă două frunze adevărate, destul de bine dezvoltate. Primele două care iese, nu sunt frunze adevărate, sunt cotiledoane și trebuie să aibă de asemenea un sistem radicular, de asemenea foarte bine dezvoltat. Repicarea răsadurilor se va face în ghivece de plastic, în alveole, în ghivece individuale, rotunde sau pătrate. Pământul utilizat, amestecul de pământ utilizat pentru repicare poate fi amestec de pământ de pădure cu turbă sau în loc de turbă mraniță, dar să fie foarte bine descompusă, cu textură fină și să nu se adauge în cantități exagerate.